Vă salut, prieteni, bine v-am regăsit. Sunt Bogdan Gamaleț și vă prezint un material despre daci. Care erau zeii dacilor? Muntele sfânt al dacilor, Zamolxis și Dumnezeu. O teorie falsă. Mult timp s-a tot spus și am fost învățați că strămoșii noștri daci aveau o religie monoteistă bazată pe zeul suprem Zamolxis. Se pare că se dorea un fel de apropiere cu religia predominantă în România, creștinismul de tip ortodox, probabil ca să se indice un fel de continuitate. Mai era și motivul gogoman care să arate că, spre deosebire de celelalte popoare antice, toate politeiste, dacii erau cumva deasupra lor, având credință într-un singur zeu sau Dumnezeu. Dar, ne putem întreba, câți zei aveau dacii cu adevărat? Religia dacilor este însă un subiect extrem de delicat din cauza puținătății informațiilor pe această temă. În ultimul timp a apărut un interes imens în legătură cu istoria dacilor, iar acest interes a oferit o tribună de exprimare pentru multe persoane neavizate. Astfel că au apărut teorii care mai de care mai abracadabrante. O serie de lucrări mai puțin cunoscute au fost scuturate de praful arhivelor și sunt folosite pe post de argumente în disputa publică. Nu contează faptul că multe dintre aceste scrieri sunt depășite din punct de vedere al științei istorice. Mai mult, nu contează faptul că multe dintre ele nu au avut niciodată o bază științifică reală. Argumentele utilizate acum 100 de ani sunt remestecate și citate din nou. Cărți referitoare la Dacia preistorică, precum cea semnată de Nicolae Densușianu, ori la Regatul Dacilor, precum lucrările lui Vasile Pârvan, au fost reeditate sau circulă din belșug pe internet. Unele teorii despre care cei mai mulți istorici cred că sunt greșite au fost îmbogățite pe măsura imaginației unor autori de literatură istorică de tip samizdat, iar acum alimentează o sumedenie de teorii conspiraționiste. Este suficient să amintim pe cele lansate de scriitorul Pavel Coruț, care susține că dacii ar fi urmașii extraterestrilor. Alte teorii susțin că dacii ar fi fost strămoși întregii omeniri. În acest context a fost lansat și faptul că, de fapt, limba romanilor, adică limba latină, nu ar fi fost decât un dialect al limbii dacilor, în ciuda dovezilor științifice, care arată faptul că ele făceau parte din grupuri diferite ale limbilor indo-europene. Dar să revenim la tema noastră. Monoteism versus politeism. Religia dacilor stârnește dispute la fel de vii ca și istoria lor. În principal există două mari curente. Unul dintre acestea susține că de fapt dacii ar fi avut o religie monoteistă, iar unicul lor zeu ar fi fost cunoscut sub mai multe nume, printre care Zamolxis și Gebelezis. Această teorie este bazată pe un pasaj din Herodot care se referă la credința dacilor în nemurire și care spune: iată în ce fel se socot ei nemuritori. Credința lor este că ei nu mor, ci că cel care piere se duce la Zamolxis, divinitatea lor, pe care unii îl cred același cu Gebelezis. Tot în al cincilea an aruncă sorții, și întotdeauna pe acel dintre ei pe care cade sorțul îl trimit ca solie la Zamolxis, încredințându-i de fiecare dată toate nevoile lor. Trimiterea solului se face astfel. Câțiva dintre ei, așezându-se la rând, țin cu vârful în sus trei sulițe, iar alții, apucându-l de mâini și de picioare pe cel trimis la Zamolxis, îl leagănă de câteva ori și apoi, făcându-i vânt, îl aruncă peste vârfurile sulițelor. Dacă în cădere omul moare străpuns, rămân încredințați că zeul le este binevoitor. Dacă nu moare, atunci îl învinuiesc pe sol, culindu-l că este un om rău. După ce aruncă vina pe el, trimit după un altul.
tot ce au de cerut îi spun solului cât mai e în viață. Când tună și fulgeră, tracii despre care este vorba trag cu săgețile în sus spre cer și își amenință zeul, căci ei nu recunosc vreun alt zeu afară de al lor. Și astfel, partizanii teoriei monoteiste ridică acest text la rangul de adevăr absolut, cu toate că însuși Herodot spunea limpede doar că unii dintre contemporanii săi credeau că cele două divinități ar fi unul și același zeu. Aceste teorii nu sunt tocmai o noutate. În secolul XIX, prin mediile intelectuale evreiești din Transilvania, circula o altă ipoteză, care spunea că monoteismul presupus al dacilor ar fi fost influențat de evrei. Aceștia ar fi ajuns în Transilvania după distrugerea Ierusalimului de către romani. Evreii l-ar fi ajutat pe regele Decebal să fortifice zona Sarmisegetuzei Regia și să lupte împotriva Imperiului Roman. Evident, această teorie era o simplă poveste romantică, fără baze reale, însă în acea epocă în care curgeau râuri de cerneală în efortul de a demonstra cine au fost primii în Ardeal. O altă teorie din categoria celor monoteiste face o paralelă cu creștinismul. Ea pornește de la faptul că dacii făceau parte din marea familie a popoarelor indo-europene. În mitologia arienilor din India apare Krishna. Această teorie afirmă că de fapt Krishna ar fi fost un dac din Krishana, care ar fi fost zeificat de către indo-europenii care ar fi migrat din Carpați către Valea Indusului. Krishna ar fi fost de fapt un conducător al dacilor care au cucerit toate teritoriile până în India de azi, iar Krishna ar fi fost un avatar al lui Zamolxis. Numele de creștinism ar deriva tot de la dacul Krishna, mai spune această teorie fantezistă. Astăzi există însă o opinie majoritară care se bazează pe mai multe denumiri de zeități, identificate ca atare în scrierile autorilor antici. Acest model politeist ne arată că în panteonul dacilor exista un zeu, Gebelezis, care era zeul soarelui, precum și zeița Bendis, care era zeița lunii și a fertilității. De asemenea, ar fi fost zeificat și Zamolxis, care, de fapt, ar fi venit pe pământ pentru a învăța pe daci secretul nemuririi. Unii dintre adepții teoriei politeiste mai amintesc și de numele lui Derzelas, care ar fi fost zeul sănătății. În opinia celor mai mulți istorici, este normal ca dacii să fie avut o religie politeistă ca toate celelalte popoare indo-europene. Muntele Sfânt al Dacilor. Așa cum vechii greci aveau muntele Olimp ca reședința zeilor sau cum nordicii credeau în Thule și Asgard ca reședințe zeiești, și dacii aveau propriul lor munte sfânt drept lăcaș al zeilor. Muntele se numea Cogaion sau, în unele scrieri antice, Cogaion, și acolo dacii credeau că trăiesc zeii. De fapt, astfel de munți sacri sunt întâlniți în multe dintre mitologiile popoarelor antice. Au fost propuse 10 de localizări pentru muntele sfânt al dacilor. Unii au considerat că acesta ar fi Ceahlăul. Alții au propus munții din jurul grădiștei muncelului de azi, care era odinioară Sarmisegetuza Regia. Mai nou se crede că muntele ar fi masivul Cozia din județul Vâlcea, justificându-se astfel etimologia numelui de Cozia din Cogaion. Numele zeului suprem, Zamolxis, spun istoricii, apare în epoca lui Burebista, regele care a încercat să reformeze statul dac. Astfel, promovarea unui sistem care punea accentul pe abstinență și pe forța spirituală a coincis și cu ascensiunea regatului dac. Unii dintre istoricii antichității spun că este posibil ca în acea perioadă să se fi produs și o revoluție spirituală bazată pe cultul lui Zamolxis,
care a căpătat o amploare tot mai mare. Astfel că sistemul de credințe uranice, bazat pe zeități ale cerului, a luat tot mai mult locul unui sistem chtonian, bazat pe credințe legate de practicile agricole. C.C. Giurescu. Mitologia dacică. Poporul trac era, după cum spune Herodot, neamul cel mai numeros după inzi și ocupa un spațiu vast din centrul și estul continentului european. Din marea familie a tracilor se evidențiază dacii, numiți tot de Herodot, cei mai viteji și mai drepți dintre traci. Mitologia traco-dacă este una matură, bine închegată, cu un panteon restrâns, zeii fiind puțini, dar cu responsabilități bine definite. Dacii venerau un număr de 4-5 zei majori, Gebeleizis, Bendis, Derzis, Candaon, dar probabil și încă un număr restrâns de zei minori. De la apariția profetului Zamolxis în Dacia, religia dacică devine însă aparent monoteistă, acest profet fiind divinizat după moarte și considerat zeul suprem. Dacii se considerau nemuritori, pentru ei moartea fiind doar o trecere de la lumea materială la cea spirituală, cea a morților, peste care guverna zeul lor Zamolxis. De aceea, înaintea unor războaie sau în timpul secetelor, ei trimiteau pe cel mai viteaz dintre tinerii daci ca sol la Zamolxis. Tânărul era ales în urma unor competiții. Tot istoricul Herodot povestește despre ritualul de trimitere al solului astfel. Câțiva dintre ei, așezându-se la rând, țin cu vârful în sus trei sulițe, iar alții, apucându-l de mâini și de picioare pe cel trimis la Zamolxis, îl leagănă de câteva ori și apoi, făcându-i vânt, îl aruncă în sus peste vârfurile sulițelor. Dacă în cădere omul moare străpuns, rămân încredințați că zeul le este binevoitor. Dacă nu moare, atunci îl învinuiesc pe sol, hulindu-l că este un om rău. După ce aruncă vina pe el, trimit pe un altul. Tot ce au de cerut îi spun solului cât mai este în viață. Se mai știe de asemenea despre daci că atunci când era o furtună și tuna și fulgera amarnic, ei trăgeau cu săgețile spre cer pentru a-și amenința zeul. Care erau zeii dacilor? Despre zeii daci se știu destul de puține lucruri datorită faptului că înaintea cuceririi romane pentru grecii antici și latini, cultura și chiar existența poporului dac constituiau un mister. Vitejia ieșită din comun a dacogeților i-a făcut pe unii greci să elaboreze ipoteza că zeul Elen al războiului, Ares, s-ar fi născut în Dacia. Dar să vedem care erau zeii dacilor și ce atribuții aveau fiecare dintre ei. Gebeleizis era zeul suprem înaintea lui Zamolxis, fiind considerat zeul tunetelor și al fulgerelor. Bendis era zeița pădurilor, a farmecelor, a vrăjilor și a lunii. Deris sau Derzelas era zeul vigorii și al sănătății. În sfârșit, Zamolxis era divinitatea supremă a dacilor, care a luat treptat locul lui Gebeleizis și a celorlalți zei. Mai exista și zeița Hestia, o zeiță a focului vetrei, a focului sacru, deci înzestrată cu atribute asemănătoare zeiței Vesta la romani și identică cu Hestia grecilor antici. Nu se putea însă ca un popor războinic, ca cel al dacilor, să nu aibă și un zeu al războiului, și anume în persoana lui Candaon, echivalentul lui Ares și Marte, zeu căruia, după mărturia autorului antic Iordanes, geții îi jertfeau prizonierii prinși în război. Socotind ca zeul războaielor trebuie împăcat prin vărsare de sânge omenesc. Și zeul grec Hephaistos sau romanul Vulcan aveau și ei echivalentul dacic și anume pe Dabatopienos, zeul metalurgiei.
În anumite texte antice este pomenit și zeul Eitiosaros, dar despre care nu se știu prea multe informații, deci nici ce atribuții avea. Se pare că dacii foloseau și zeități împrumutate de la anumite popoare cu care intraseră într-un fel sau altul în contact. Și îl avem ca exemplu pe zeul Helus, după grecul Heros, zeul lumii morților. În această categorie intră și zeița Bendis, preluată de la romani. Bendis etruscă, Diana romană și Artemis greacă. De asemenea, tot de la greci apare și Semele, Zemelo, zeița pământului. Dacii l-au împrumutat și pe eroul mitic grec Orfeu, transformat într-un zeu al artelor. Pe lângă zeii majori, mitologia dacică mai cuprindea și câțiva zei ziși minori, precum Zibeltiurdos, zeul furtunii, sau Zabazios, reînnoitorul în ciclul anotimpurilor și stăpânul ceresc al lumii, analog la greci cu Dionisos, zeul vinului. Zamolțis și Dumnezeu. S-a scris mult despre anumite asemănări între Zamolxis și Dumnezeu. Dar oare ce au în comun zeul dacilor și Dumnezeul creștinilor? Între cultul zamolxian atribuit dacogeților și creștinism sunt o serie de similitudini. Acestea se reflectă atât în practica cultului religios, cât și la nivel de dogmă. Acest lucru i-a făcut pe marii istorici ai religiilor, precum Mircea Eliade, să considere creștinismul la români o continuare firească, cu doar câteva reinterpretări a zamolțianismului. Prin prisma scrierilor antice, a studiilor istorice și de istorie a religiilor, a fost fundamentată ideea că dacogeții, acea ramură nord-dunăreană a tracilor, credeau într-un panteon condus de un zeu suprem Zamolxis. Această divinitate, când cu valențe solare, când pământești și chiar subterane, presupun istoricii și geografii antici, pe baza unor legende aflate de la grecii din Hellespont, ar fi existat și în realitate, fiind un fel de mesia dacic ce propovăduia viața de apoi. Prin însăși descrierea lui Herodot, Zamolxis era un om în carne și oase care trăia printre geți, ca mai apoi, printr-un mister uluitor și o viață exemplară, să obțină sanctificarea și înălțarea definitivă în panteon. Practic, este o asemănare izbitoare cu modelul cristic apărut în creștinism. Exact ca și Isus, Zamolxis a fost un mesia dacic ce și-a scos poporul din întunecime, i-a oferit principalele precepte religioase și cel mai de preț dar, nemurirea. În timpul ospețelor îi învăța că nici el, nici oaspeții lui și nici urmașii acestora în veac nu vor muri, ci se vor muta numai într-un loc unde, trăind de-a pururea, vor avea parte de toate bunătățile, scria Herodot. Mai precis, Zamolxis le oferea dacilor speranța într-o lume după moarte și contura chiar ideea de rai, principii regăsite și în creștinism. De asemenea, știm că asemeni creștinismului în cadrul zamolxianismului, așa cum a rămas mărturie de la autorii antici, se face clar delimitarea dintre suflet și trup. Doar sufletul devenea nemuritor într-o lume paradisiacă ce nu aparținea nici măcar lui Zamolxis, deși el se afla în aceasta. Ceea ce pare sigur este că pentru geți, ca și pentru inițiații misterelor eleusine sau pentru orifici, post-existența prea fericită începe după moarte. Numai sufletul spiritual îl întâlnește pe Zamolxis. Preciza și Mircea Eliade în lucrarea sa De la Zamolxis la Genghis Khan. Pe greci, ca și pe multe popoare antice care locuiau în preajma triburilor dacogetice, această credință era unică și fascinantă. Credința în imortalitatea sufletului n-a încetat să intrige pe grecii din secolul al V-lea.
Herodot nu găsea formulă mai spectaculoasă de introducere decât prezentându-i pe geți ca pe cei care cred în nemurirea lor. Mircea Eliade. O altă asemănare constă în ceea ce s-a numit învierea lui Zalmoxis, înviere care a însemnat începutul unui cult la daci. Se spune că după ce a petrecut o viață de înțelept printre daci, propovăduindu-le nemurirea sufletului și existența unui loc lipsit de griji după moarte, pur spiritual, Zalmoxis a pășit în rândul zeilor, lepădându-se de condiția umană printr-un mare mister, asemănător religiei creștine. Mai precis, Zalmoxis moare și apoi învie. Fusese să îi se facă o locuință sub pământ. Când locuința îi fu gata, se făcu nevăzut din mijlocul tracilor, coborând în adâncul încăperilor subpământene, unde stătu ascuns vreme de 3 ani. Tracii fură cuprinși de părere de rău după el și îl jeliră ca pe un mort. În al 4-lea an se ivi însă iarăși în fața tracilor și așa îi făcu Zalmoxis să creadă toate spusele lui, scria istoricul antic Herodot. În acest eveniment, la fel ca în creștinism, Mircea Eliade vede o moarte inițiatică și apoi o transformare a celui ce a fost om în divinitate, ce urmează să fie venerate. Este vorba de un ritual inițiatic. Acesta nu implică cu necesitate că Zalmoxis era o divinitate ctoniană. A coborâ în infern înseamnă a cunoaște moartea inițiatică, experiență susceptibilă de a întemeia un nou mod de existență, preciza Mircea Eliade. Pentru marele istoric al religiilor, credința în nemurire și moartea urmată de epifanie reprezintă un punct esențial de legătură între zalmoxianism și creștinism în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Putem deci să ne gândim că credințele relative la Zalmoxis și la cultul său au fost absorbite și radical transformate de creștinism. E greu de crezut că un complex religios centrat pe speranța de a obține nemurirea, având ca model și meditație un zeu de structură misterică, să fi fost ignorat de misionarii creștini, Mircea Eliade. Astfel, se poate spune că acest cult zalmoxian a ușurat creștinarea autohtonilor daci prin numeroasele asemănări cu noua religie. Pe lângă credința în nemurire, caracterul mesianic al lui Zalmoxis, Epifania, existau și asemănări privind organizarea și concepțiile religioase. Astfel, cu mult înainte de creștinarea Daciei, în triburile geților, dar și ale tracilor adoratorii lui Zalmoxis, existau sihaștri sau oamenii cu comportament apropiat călugărilor și al pustnicilor sihaștri. Erau fie oameni care se retrăgeau în meditație departe de lume, în numele lui Zalmoxis, fie cei care locuiau în comunitate, dar posteau aspru, spunea cunoscutul istoric și geograf antic Strabon. Tot Strabo mai scria că sihaștrii, numiți misii, se feresc prin cucernicie de a mânca vietăți și iată motivul pentru care nu se ating de carnea turmelor lor. Se hrănesc însă cu miere, lapte și brânză, ducând un trai liniștit, pentru care pricina au fost numiți Teosebeis și Capnobatai. Unii traci își petrec viața fără să aibă legături cu femeile, numindu-se Ctistai. Ei sunt onorați și socotiți sacri, trăind așadar feriți de orice primejdie. Același autor antic mai precizează că era vorba de adepții cultului zalmoxian, iar călugăria și postul făceau parte din manifestările lor religioase. Știm că la daci exista o întreagă clasă preoțească, bine organizată, în frunte cu un mare preot, apropiat regelui, învestit cu funcții aproape de egal al regelui.
În timpul domniei lui Burebista, mare preot a fost Deceneu, cel care însă l-a trădat și a organizat complotul care a dus la asasinarea regelui în anul 44 înainte de Hristos. Pe timpul lui Decebal, mare preot a fost Vezina. Un alt mare preot, cunoscut și amintit în texte antice, a fost Comosicus, cel care a deținut la un moment dat și puterea laică și pe cea religioasă. Autorul cunoscutei istorii a religiilor, Mircea Eliade, scria, citând autori antici precum Strabo sau Iordanes, despre o specializare a preoților de la taumaturgi la vrăjitori. Totodată, Eliade sublinia și existența sihaștrilor, așa numiții daci sfinți, care se retrăgeau în sălbăticie și trăiau în post. Preoții daci erau și medici în același timp. Vindecau sufletul care ducea apoi la o vindecare a trupului, concepție asemănătoare creștinismului. Întrunind aceste premise, ca și prorocirile lui Zalmoxis, Mircea Eliade trăgea concluzia că o creștinare precoce a Daciei, extrem de rapidă față de alte provincii, se datorează tocmai asemănărilor uluitoare dintre zalmoxianism și creștinism. Toate aspectele religiei lui Zalmoxis, escatologie, inițiere, pitagoreism, ascetism, erudiție de tip misteric, încurajau apropierea de creștinism. Cea mai bună și cea mai simplă explicație a dispariției lui Zalmoxis și a cultului său ar trebui căutată în creștinarea precoce a Daciei, de dinainte de anul 270 anno Domini, concluziona Mircea Eliade. Concluzie. Astăzi se poate spune cu certitudine că dacii au avut la început o religie politeistă care, cu timpul, datorită influenței zamolxiene, s-a transformat într-o religie monoteistă, mult asemănătoare cu religia ce avea să se impună odată cu venirea lui Iisus Hristos, și anume creștinismul. Prieteni, sunt Bogdan Gamaleț, vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit, mi-au rămas bun de la voi și vă aștept și data viitoare. Pe curând!